Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Mulțumim că sunteți alături de Vocea Basarabiei. Astăzi îl avem ca invitat pe fostul director ANRE, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, domnul Victor Parlicov, acum expert în domeniul energetic, dar mai aveți o funcție? Da, mă rog, eu și expert, și director la Green City Lab, și tot ce doriți, da. Astăzi vorbim despre cât de cald sau cât de frig ar putea să le fie cetățenilor Republicii Moldova la iarnă, ținând cont de această criză energetică. Autoritățile statului, dar și cele europene, ne anunță că va fi o iarnă grea și că trebuie să economisim resursele energetice. Cea mai mare problemă este gazul, care în august a ajuns la peste 1458 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Unii moldoveni au început să facă tiză că chiar atât de mare ar trebui să fie această îngrijorare pentru cât de frig va fi la iarnă? Nu, haideți să spunem lucrurilor pe nume. De cei care au posibilitatea să ardă în sobă tizic, ei nu au gaz, ei nu ard gaz, așa? Că astea sunt două chestii separate. Sigur că oamenii acum caută soluții mai ieftine de a-și asigura locuințele cu căldură în perioada de iarnă. Cunoaștem că deja există, se simte un deficit de lemne de foc pe piață. Adică, din câte înțeleg eu, este vorba și de o, spunem așa, cerere mai curând de origine așa de panică, pentru că lumea s-a panicat în legătură cu prețurile înalte și toți cine au posibilitatea își procură lemne de foc, chiar dacă și procură cu rezervă, adică chiar dacă nu o să aibă nevoie de atâtea lemne de foc în perioada de iarnă, ei și le procură să fie cumva pe undeva. Și asta a creat un deficit de lemne de foc pe piață. Într-un fel este și explicabil. Fiecare corect, da. Încearcă să-și asigure limita posibilităților de ce va avea cel mai mult nevoie atunci când va fi un deficit de gaz. Exact, dar repet, astea sunt lucruri în mare parte diferite. Nu sunt foarte multe casele unde este concomitent și gaze, adică nu sunt procentul de gospodării casnici în care sunt și gaze naturale, și pot să arde lemne sau tizic, nu sunt așa de multe. Cei care au sobe cu lemn și care pot arde tizic sau cărbune sau alte surse energetice, de obicei sobele astea nu funcționează cu gaz. Și nu prea au gaz oamenii ăștia. Sau dacă au gaz, au gaz de ăsta de pe petrolier pentru a prepara bucate doar la bucătărie. Deci cu el nu se încălzesc. Dar, într-adevăr, ne așteaptă o iarnă cu prețuri, cel mai probabil că prețuri extrem de înalte la surse energetice. Ar putea să depășească 30 și să ajungă până la 40 de lei? Tariful, vă referiți? Teoretic poate. Teoretic poate depăși. Deci eu nu văd la momentul vreun motiv sau vreo... Eu cred că, dimpotrivă, noi putem să avem o perioadă atipică care spre mijlocul și sfârșitul iernii prețurile să înceapă a merge în jos. Pentru că la moment toată lumea e panicată și această panică împinge prețurile în sus. În momentul în care, dacă de pildă vom avea o iarnă relativ blândă, iar stocurile de gaze, inclusiv la nivel european, nu vor fi utilizate, veți vedea că pe piață situația un pic se va calma. Acum e o cerere așa stimulată de panică legată de faptul că nimeni nu cunoaște care va fi mai departe agenda Gazpromului, vor livra mai departe prin Nord Stream, nu vor livra cu turbina aceea din Canada, ce se mai întâmplă după ce vine ea în Europa. Deci toate nuanțele și detaliile de genul ăsta. Sigur că prețurile pe piața spot europeană ne afectează pe noi, pentru că în contractul pe care l-a semnat Moldova Gaz cu Gazprom, prețurile în perioada de vară sunt legate la 70% de prețurile spot, deci prețurile de cotațiile la bursă pentru gaze naturale și 30% sunt legate de formula anterioară de preț legată de evoluția produselor petroliere. În perioada de iarnă se inversează proporția, deci noi ar trebui să avem un preț mai jos, de fapt, în perioada octombrie, noiembrie, decembrie, însă aici este o mare semn de întrebare legat de, spunem, Gazprom și de partea juridică. Începând cu 1 mai, Gazprom a căpătat, de fapt, dreptul legitim, dreptul
de iure, a căpătat dreptul de a rezilia acest contract cu Moldova Gaz. Dacă e și, mă rog, dacă chiar acum ei îl rezileau în perioada de vară, în principiu era relativ simplu să substitui gazul ăsta, să găsești o altă sursă de gaz, să substitui gazul de la Gazprom cu alt gaz, volumele sunt fiind relativ mici, dar iată în perioada din octombrie, când decalajul de prețuri între piața spot și prețul care se va primi conform cu formulei în contractul cu Gazprom, acest decalaj va crește, cel mai probabil că el va crește. Și Gazpromul fiind după contract obligat să livreze la prețuri mai joase decât el ar putea livra în Europa la prețuri spot, eu nu exclud posibilitatea că Gazpromul va rezilia acest contract. Doar că atunci Gazpromul și cei din Federația Rusă, că nu e vorba doar de Gazprom, e vorba de Federația Rusă în general, vor pune sub o lovitură și mai mare regiunea transnistreană. Pentru că dacă... aici am vrut să ajung. Totuși, atunci când Gazprom se gândește cum ar trebui să asigure Republica Moldova cu gaze, el ia în calcul întreaga populație a Republicii Moldova, statul Republica Moldova, sau totuși pentru el contează foarte mult și cum reușește el să le asigure un minim confort pentru cei din regiunea transnistreană? Eu cred că pentru cei din Federația Rusă și Gazprom aici nu se comportă ca un agent economic pur sânge, pentru că pentru Gazprom, ca agent economic pur sânge, în principiu ar fi interesat să vândă. Așa? Și să câștigi bani. Economic, da. Exact. Politicul domeniu e economic. Dar Gazpromul nu se comportă ca un agent economic propriu zis. Gazpromul, agenda Gazpromului Republica Moldova, și noi am încercat să demonstrăm asta în studiu pe care l-am publicat în 2017, la Ediți Viitorul cu Sergiu Tofilat, cu Tudor Șoitu. Am încercat să arătăm că agenda Gazpromului în Republica Moldova nu era de fapt o agendă economică, era de fapt o agendă politică camuflată, unde eu tot nu cred că Gazpromul era foarte fericit de chestia asta, fiind o companie tot cotată la bursă, dar rolul lor principal era să finanțeze iluzia unei statalități în regiunea transnistreană. Și din câte observ și până în ziua, până în prezent, pentru cei din Federația Rusă, pentru cei din Kremlin, cotează mai mult ce se va întâmpla în stânga Nistrului în comparație cu ce se va întâmpla în dreapta. Dimpotrivă, ei sunt interesați să arate că în stânga Nistrului, de fapt, situația e mai bună, se trăiește mai bine, viața e mai... Dar niciodată nu amintește de datoriile pe care le are regiunea transnistreană. Păi exact. 8 miliarde de dolari. Asta e și logica. Deci, dacă să luați, să împărțiți, deci, dacă țineți minte, cei din Gazprom au făcut zarvă de la faptul și au înaintat pretenții și au înaintat scrisoare și preîntâmpinare că vor deconecta livrările de gaz în Republica Moldova, dacă noi nu vom achita la timp conformitate cu contractul pe malul stâng, și acolo era vorba de câteva zeci de milioane de dolari. Și niciodată nu a amintit de această datorie exact pe care o are regiunea transnistreană. Iar autorităților din Republica Moldova mereu li se spune că nu doar că au datorii, dar și că au penalități. Exact. Asta și este. Deci asta și demonstrează faptul că, de fapt, agenda Gazpromului în Republica Moldova nu este o agendă economică, este o agendă politică impusă de Kremlin. Kremlinul utilizează, de fapt, Gazpromul ca agent economic pe postură de, spunem așa, buzunar, pe postură de finanțator a agendei sale politice în Republica Moldova. Și în sensul ăsta, da, pentru ei e mult mai important să fie livrate energie, deci să fie livrate gaze naturale, chiar și dacă gratuit, chiar dacă nu se plătesc, dar să fie menținute livrările de gaze naturale în stânga Nistrului. Dar cu partea dreaptă Nistrului fac și vor, măcar să murim noi aici de frig. Domn Parlicov, dar am mai auzit o informație, nu știu cât de veridică este ea, dar se crede, se zice că în stânga Nistrului ar exista niște rezerve de păcură care ar permite regiunii să asigure cel puțin o lună, o lună jumate, buna funcționare a centralei de la Cuciurgan. Credeți în acest scenariu și ce s-ar întâmpla? Ar fi o testare din partea Moscovei că, uite, Transnistria se descurcă și autoritățile Republicii Moldova nu au cunoștință cum să depășească criza sau nu au putut să negocieze așa cum vor cei de la Moscova, cei de la Kremlin, această înțelegere cu Gazprom? Haideți să spunem clar. În primul rând, toată regiunea transnistreană, toată iluzia unei statalități în regiunea transnistreană, iluzia economiei transnistriene, iluzia bugetului transnistrean și a tot ce se întâmplă în regiunea transnistreană,
are de fapt o singură sursă. Și asta e gazul care vine de facto gratuit în regiunea transnistreană. Deci dacă scoți din ecuații, din economia transnistreană, deci acolo e catastrofa, asta e puțin spus, acolo e criză umanitară pur sânge. Deci acolo e la propriu, se prăbușește, implodează absolut tot. Toată economia lor, tot ce produc ei, tot ce exportă, devine necompetitiv peste noapte. Deci e competitiv, uzina metalurgică e competitivă atâta timp cât gazul și energia electrică e pe degeaba. E competitiv, screște, eu îmi place cel mai tare exemplu. Eu vă întreb, credeți în acest scenariu că acolo ar fi depozitate cantități suficiente pentru mai mult de o lună, uitați-vă, cantități de păcură ca să asigure buna funcționare acestei centrale de la Cuciurcani? Eu nu prea cred asta, în primul rând. Și într-a doilea rând, pentru volumele sunt imense. Și într-a doilea rând, eu nu cred că iau orta spațiu de stocare. Eu, din cât înțeleg, ei poate să aibă cărbune. Dar, repet, care e problema regiunii Transnistriei? Și să admitem că au cărbunele. Nu e problema că ei au cărbune sau păcură. Problema e că cărbunele și păcura trebuie plătite. Deci toată economia asta a lor, iluzia asta a lor de economie, se ține pe faptul că gazul vine acolo și de fapt nu e achitat. Cum tu nu mai începi a lucra cu cărbune sau cu păcurul sau cu nu știu ce care trebuie achitat, se prăbușește oricum tot, că nu ține economia și ea lor. Cărbunele, dacă e stocat, înseamnă că nu se cer bani. Bun, dar el nu pot stochezi cărbunii infinit. Că se termină tot asta. Repet, noi în perioada de iarnă, eu sunt destul de sigur, foarte sigur, că noi gaze vom putea procura chiar dacă Gazprom reziliază contractul. Să admitem că se închide robinetul. Ce face Republica Moldova? Noi vom, malul drept, va achiziționa gaze din alte surse, poate prin România, dinspre Turcia, gaze în Republica Moldova. Problema e că vor fi achitate la un preț mare. Corect. La noi va fi problema de preț. La noi va fi problema de preț, la noi va fi problema, da, în primul rând, jumătate din sau o bună parte din consumul de gaze în Republica Moldova pur și simplu se reduce, pentru că automat o să treacă termoelectrică, o să treacă păcură, dar noi, pentru noi asta o să fie o problemă financiară, care noi o să o putem gestiona, inclusiv cu bugetul și cu ajutorul partenerilor de dezvoltare externi care să ne ajute financiar, să dăm compensații la cei nevoiași. Și noi vom trece de perioada asta, e o problemă pur financiară. Pentru regiunea transnistreană nu e o problemă financiară, e o problemă existențială, acolo dispare tot. Pentru că cum numai se termină livrarea gazului gratuit în regiunea transnistreană, chiar dacă iau cărbunii pe o lună, chiar, bun, dar peste o lună își fac. Chiar dacă atunci iau cărbuni, se deschide robinetul de la Gazprom. Dar cum să-l deschizi? Dar cine să-l permit să-l deschizi? De asta înțelegeți că acum Gazpromul livrează în regiunea transnistreană doar în baza contractului care are cu Moldova Gaz. Așa. Acum închipuiți-vă că Moldova Gaz nu are contract. Sau Gazpromul reziliază contract cu Moldova Gaz. Cine va livra gaz în regiunea transnistreană? Și întrebarea... Gazprom. Da? Dar cine să-i permită? Dar deci, credeți moment, că pentru ei contează cine le permite? Dar cum ați treacă din Ucraina? Că el, gazul ăsta nu sare pe aer. Și asta e adevărat. Adică gazul ăsta prin Ucraina ajunge în regiunea transnistreană doar din cauza faptului că la nivel politic Republica Moldova a solicitat Ucrainii să nu întrerupă livrările de gaze. Probabil că lucrul ăsta nu a fost comunicat foarte, spunem, deschis publicului. Nu, observația dumneavoastră este bună că Ucraina atunci interzice ea exact, acest tranzit Ucraina de gaze efectiv, rusești exact, către Ucraina Republica Moldova. Efectiv sistează tranzitul de gaze și cu asta se termină discuția. Deci nu-i salvează, chiar și dacă ar avea în stoc o cantitate suficientă pentru o lună, două luni nu, de cărbune. Nu există. Nu, deci, repet, singura soluție cât uși de cât civilizată și pașnică a tot ce se întâmplă a acestui ghem de probleme legate de regiunea transnistreană. Este o discuție, pe cât n-ar părea de fantastic acest scenariu și necredibil, eu înțeleg și inclusiv cei din Kiev deloc nu și-ar fi dorit să așeze, să negocieze pe problema asta cu Moscova și cu Chișinău, dar din punctul meu de vedere, singura soluție care ar putea evita un scenariu militar, deci un scenariu de rezolvare cu sânge, cu militar,
a problemei din regiunea transnistreană, este un dialog între Moscova, Kiev și Chișinău, în care să fie trasată o perioadă de trecere. În care... Da, dar dumneavoastră vorbiți despre predictibilitate, dar acum totul e imposibil să... Nu, iarăși, nu e chiar așa. Nu? Pentru că, pe de o parte, da, pe de o parte e imposibil să prognozezi, pe de altă parte, tranzitul, iată, uitați-vă, pe chestiile fundamentale care țin de interes, dacă doriți, global, de interes care depășește Ucraina și Rusia, cu exportul de alimente. Deci se caută și se găsesc soluții. Deci problema transnistreană este o problemă de securitate, sau mai bine zis de insecuritate, regională. Ea nu vizează doar Republica Moldova. Acolo sunt depozitele cele de la Colbasna, care, Doamne ferește, se întâmplă ceva cu dânsul. Acolo sunt mai multe probleme care rușii înțeleg că dacă se ajunge la un exercițiu militar, toată regiunea asta nu face față la armata care ar putea interveni din partea ucraineană și, repet, armata ucraineană nu intervine în regiunea transnistreană nu pentru că nu poate, pentru că Republica Moldova nu a dat acceptul și nu a dat acordul pentru o intervenție militară pe teritoriul său ucrainean. Lucrurile astea trebuie explicate oamenilor și poate chiar guvernul, guvernanții trebuie să explice oamenilor că este vorba de o situație de conflict unde guvernul Republicii Moldova încearcă să evite un scenariu militar. Eu nu spun că neapărat asta va fi posibil, pentru că dacă se va ajunge la scenariul de care vorbim, că stai gazul, să pornești o criză umanitară în regiunea transnistreană, credeți-mă, în momentul în care se pornește o criză umanitară în regiunea transnistreană, oameni disperați, care n-au și mânca, dar stau pe o droaie de armament și n-au și să ocupa, deci o să găsească acolo, o să înceapă acolo. Ar putea să facă presiune asupra autorităților de regiune. Și o să fie acolo. Haideți totuși să revenim la problema asigurării cu gaze. Autoritățile încearcă să caute alternative. Șefa statului Maia Sandu a fost recent în vizită oficială la București. A spus că Moldova are nevoie de soluții pentru securitatea energetică și că cetățenii plătesc cel mai mare preț raportat la venit pentru energia din toată Europa, din întreaga Uniune Europeană, pentru gaz se plătește deja un preț dublu față de cel pe care îl plătesc consumatorii din România. Da, e posibil. Și mulți cetățeni își pun întrebare, de ce Moldova trebuie să achite cel mai mare tarif? Răspunsul e foarte simplu. România, în primul rând, noi ne comparăm cu România, dar România e unul din cele mai joase prețuri din Europa. Hai să nu uităm de chestia asta și, în primul rând, datorită faptului că România are propriile zăcăminte de gaze. Și circa 80% din tot consumul de gaze, sau peste 80%, 70-80%, dar mi se pare că peste 80% ajunsesc, din consumul de gaz a României, România și-l acoperă cu propriul gaz. Deci din surse de gaz extras pe teritoriul României, care sunt, evident, mult mai ieftine decât... Dar și mai importă. Exact. Acum, diferența pe care România o importă, în perioada de iarnă în special, o importă majoritatea, practic exclusiv, din câte înțeleg eu, tot de la Gazprom și la un preț comparabil, dacă nu mai mare, cu cel cu care l-am procurat noi. Respectiv, acolo se compensează când... pentru că are și propriile resurse. Exact, atunci și prețul resurse. Mediu e jos, pentru că gaz scump de la Gazprom e relativ puțin. Și majoritatea gazului e gaz relativ ieftin local. Acum, demersul ăsta, deci de solicitare de suport din partea României pe care l-a făcut președinta Maia Sandu, este un demers logic și este un demers, spunem așa, deci normal pentru firesc, da, pentru președintele Republicii Moldova, doar că, și asta trebuie să înțelegem, în România toată lumea, în special opoziția, în caz dacă guvernul român acceptă să livreze gaz la un preț preferențial, la un preț mai jos decât prețul de la Gazprom către Republica Moldova, imediat opoziția din România va începe a specula faptul că românii
vând gazul ieftin în Republica Moldova și va trebui să-l procure cu preț mai mare în iarnă de la Gazprom. Respectiv, costurile politice pentru un guvern din România de a face un asemenea gest ar putea fi înalt. Eu nu sunt specialist și nu bine, pot să mă expun. Bine, dar există gazoductul Iași-Chișinău. A devenit un gazoduct funcțional. Gazoductul pentru ce s-a construit? Gazoductul este funcțional. Dar acum explicați cetățenilor, ne-a sunteți siguri că guvernul din România va fi stabil? Uitați-vă ce se întâmplă în Bulgaria. Acum. Cu tremure politice. Dar deci, dumneavoastră, sunteți siguri că guvernul din România va rezista? Eu nu știu, eu chiar nu cunosc situația politică din România atât de bine ca să mă pot pronunța. Bine, noi acum încercăm să speculăm, dar dacă ținem cont de felul cum tratează Federația Rusă, cetățenii ruși din regiunea transnistreană, pentru că ei spun că au acolo peste 200.000 de cetățeni care au și de cetățenia Federației Rusie. Iar pe de altă parte, România trebuie să ia în calcul că și în Republica Moldova sunt 1.000.000 de cetățeni care au pașaport românesc. Da. Și de ce ar trebui să se pusă pe repet, masă... eu nu spun că România nu o va face. Eu pur și simplu înțeleg pe cei de la guvernare din România că înainte de a face un asemenea pas, pentru un asemenea gest. Înainte de a face un asemenea pas, ei trebuie să cântărească foarte bine cât dau, cu cât vând și să aibă o spunem așa, o soluție pentru ameliorarea spune așa, demersurilor politice pro-rusie, anti-moldovenești, care ar putea specula această situație în România. Dar la deci modul eu serios. Ultimul rând care mi l-aș dori, ultimul lucru care mi l-aș dori, e ca în urma unei asemenea colaborări, care ar fi de altfel extrem de benefică pentru cetățenii noștri, și ar arăta într-adevăr o apropiere și o relație specială pe care o are România cu Republica Moldova, să cadă guvernul de la București. Sacrificii asta... trebuie să se gândească fiecare, deci, repet, că trebuie sau uneori Sandu și-a făcut, e bine să le facă. Doamna Sandu și-a făcut, spunem așa, temele, deci a înaintat acest demers. Cei din România, eu sunt sigur că vor cântări ce e posibil și ce nu. Așteptăm care va fi reacția autorităților. Dar, repet, chiar dacă nu va fi un gest de susținere de asta, că noi vă dăm ieftin cât doriți, etc., eu o să înțeleg chestia asta. Trebuie să înțelegem că și de partea ceilaltă sunt oameni care, pe bune, dacă toată reducerea la prețul care o să ne-o dea nouă guvernul din România, celor de peste Prut, ar trebui să o absoarbă ca șoc de prețuri ulterior consumatorul român. Și chestiile astea trebuie înțelese. Dar se mai caută și alte posibilități. Se dau împrumuturi, se dă asistență, ajutoare și eu asta sunt tot sigur pot să compenseze... Eu sunt sigur că o soluție se va găsi. În deplină funcționalitate, poate să fie gazoductul Iași-Chișinău, ținând cont, iată, de aceste împrejurări, realități care arată că situația e destul de critică. El este funcțional? El este. Repet, a la moment nu este problema... acest gazoduct, curs, dar la presiune mică. A curs, nu-i problema, la moment nu-i problema funcționalității. Nu-i problema că noi n-am putea aduce gazele necesare din România. Noi putem să le aducem fie pe la Iași un gen cea mai mare, deci o parte, fie cea mai mare parte în regim revers pe gazoductul transbalcanic. Deci opțiuni sunt câte doriți. Întrebarea este una de natură mai mult politică decât... Deci, am înțeles. Dar dacă tehnic. Autoritățile mai anunță că acolo se stochează cantități de gaze, da? Ele sunt mici, poate, pentru o zi, pentru două, pentru trei zile, nu știu chiar, pentru cât. Mai mult. Ele tot prin acest gazoduct, aceste cantități trebuie dar să ajungă. Prin ce gazoduct să vină ele? Deci eu când văd lumea așa de agitată... Deci până în anul 2020... Noi aveam problema cu adevărat, noi aveam problema că noi nu puteam aduce gaze în Republica Moldova. Adică chiar dacă apărea un furnizor de gaze, fie în România, fie în altă parte, care era gata să substituie Gazprom, noi tehnic nu puteam să aducem gazul ăsta în Republica Moldova. Din ianuarie 2020 problema asta a dispărut.
Acum e problema conjuncturii prețurilor. Așa este. Revenim la cât de politizată este această problemă a importului de resurse energetice și o să-l citez pe fostul președinte Igor Dodon. El afirmă că rezolvarea crizei energetice prin dialog strategic cu Kremlinul este o acțiune necesară și de implementat cât de curând posibil, adică de urgență, câtă politică și cât preocuparea fostului șef al statului e în această declarație. Deci, haideți să separăm partea politică a declarației și de partea, spunem, practică. Partea politică, și evident că domnul Dodon, fiind politician, fiind în opoziție, ar fi de mirare, ca să nu speculez, o vulnerabilitate socială, o vulnerabilitate politică a partidului de guvernământ. Însă, trebuie să înțelegem un element important și asta e adevărat. La ziua de astăzi, când efectiv, și apropo, asta s-a început înainte de războiul, înainte de invazia rușilor în Ucraina, începând cu anul 2021, Gazprom a luat o abordare în care crea efectiv un deficit artificial de gaze pe piața europeană. Deci livra gazele doar cele care erau obligatorii conform contractelor pe termen lung, suplimentar nu livra nimic chiar dacă avea. Inclusiv ca în octombrie când nu livra în Republica Moldova, nu spuneți că la Gazprom nu ajungeau 30 milioane de metri cubi pe an. Ia că taman pentru 30 milioane de metri cubi în octombrie 2021, e taman nu puteau găsi. Asta e foaie verde. Deci Gazpromul are gaze, Gazpromul, cât Kremlinul a utilizat Gazpromul pentru a își construi o influență în Europa pe seama acestui gaz. Și acum când a venit momentul, când Putin a decis, a încercat să speculeze, să transformă această dependență a Europei de gaz într-o bâtă a Rusiei la Bruxelles, la adresa Bruxellesului, la adresa Parisului, la adresa Berlinului, etc. Chestiile astea au întotdeauna dublu efect. Pe de o parte, și asta e adevărat, sunt afectați cetățenii din aceste state, deci, iar pe de altă parte, nici în Rusia situația nu e de bună. Mai este eu nu atât mă gândesc la Rusia. Rusia își are jocul ei, a luat decizia asta ca în șah. Ei au făcut mișcarea, au mișcat piesa. Acum, mai departe, e mișcarea europenilor și a celorlalți. Acum, pe de o parte, acest demers era clar, de la bun început, anul ăsta deja era clar că chiar și dacă va impune Uniunea Europeană sancțiuni împotriva gazului rusesc, ei nu vor putea renunța complet la gazul rusesc pe parcursul acestui an. Pentru că tehnic, posibilitatea de a substitui așa volume imensă de gaz timp de ani de zile nu există. Punct. Pe termen mediu și lung, totuși soluții vor fi găsite. Toate, inclusiv prețurile actuale, sunt rezultatul panicii, care este inclusiv alimentată și menținută de Gazprom, care limitează livrările. Dar să revenim la declarațiile pe care le făcea Igor Dodon. Dacă el și PSRM ar fi la guvernare, el ar fi reușit să negocieze ceva mai bun decât este astăzi și acest tarif depinde... Depinde ce se înseamnă mai bun. Pentru iată, că... El zice așa. Dați, că eu aici foarte... lucrurile trebuie nuanțate. Eu cred că dacă Igor Dodon era și partidul său era la guvernare în Republica Moldova, eu cred că Republica Moldova ar putea obține un preț mai bun la gaze naturale. Eu asta cred. Ce înseamnă un preț mai bun? Nu știu. Aici depinde de înțelegeri și de ruși. Dar nu contează și de prețul politic pe care îl plătește Republica Moldova Rusiei? Dar eu vă asigur că aceste reduceri sau aceste preț, această reducere de preț sau concesiuni în tot ce ține de prețul la gaze, nu ar fi venit din cauza faptului că Igor Dodon e așa băiat bravo pe care noi îl iubim la Kremlin. Nu, el ar fi venit contra unor condiționalități politice pe care trebuia Republica Moldova să și le asume și pe care cei din PAS nu au vrut să le asume,
Dar Igor Dodon, eu cred că ar fi putut și le asume. Și asta era legat în primul rând de regiunea transnistreană. Eu sunt absolut sigur că principalele condiții politice impuse de Federația Rusă ar fi vizat în primul rând regiunea transnistreană. Și ca să facem o analogie, noi am fi avut o situație similară cu, spunem așa, Ungaria? Aranjamentele de gaze sau contractele de gaze semnate prin 2008-2009, dacă nu greșesc eu, de Timoshenko cu Gazprom. Atunci când, pe de-o parte, da, Ucraina a avut o reducere la preț, dacă nu greșesc eu, vreo $100 la 1000 de metri cub, da, pentru gazul livrat în Ucraina. Contra obligației sau dreptului Federației Ruse de a prelungi staționarea trupelor sale militare în peninsula Crimeea, flota... Dar știți că justiția ucraineană au găsit o vinovată pe Iulia Timoshenko pentru negocierea acelui contract. Asta e altă întrebare. Eu nu, acum nu vorbesc despre corupții sau altceva. Eu mă refer la costurile politice ale unei asemenea decizii. Pentru că, da, Iulia Timoshenko a obținut pe câțiva ani de zile un preț mai bun la gaz. Numai că Ucraina mai scump în 2014 a pierdut Crimeea și a până abus în luptă în Donbass. Dar eu aud foarte multe voci astăzi care spun că dacă ar fi fost făcut public condițiile contractuale cu Gazprom a acordului pe care l-au semnat anul trecut, inclusiv și condițiile propuse de Rusia pentru gaz ieftin, nu erau atâtea întrebări astăzi. Așa să fie? Nu știu. Eu pe mine m-am mirat. Deci, iarăși, eu întotdeauna am încercat să mă țin de latura în care pricep mai bine, care ține de mijlocit de sectorul energetic, de securitate energetică, de domeniul ăsta. Dar eu, înțelegând cum funcționează inclusiv Federația Rusă, inclusiv cum funcționează condiționalitățile politice în tot ce ține de energetică, hai să vă dau o chestie și aici, ca să-și dea lumea seama. Costul livrării gazului de către Federația Rusă la hotar între Federația Rusă și Ucraina sunt circa $50. Costul tranzitului prin Ucraina, bun, hai încă $30. Fii. Tot și deasupra la $80 pe 1000 de metri cubi e pur marjă de discreții, negocieri politice. Și aici asta este că Gazprom și Kremlinul a trecut discuțiile din domeniul economic la condiționalități politice. Și da, sunt țări în Uniunea Europeană, este Ungaria, care, acceptând ca gazul să fie livrat ocolind Ucraina, care din punct de vedere tehnic și din punct de vedere comercial nu-i logic, dar ei au obținut un preț mai bun livrând pe o rută mai lungă, prin Turcia, dacă nu greșesc, sau prin Austria, nu știu. Prin Austria. Decât ar fi obținut dacă se livrează prin Ucraina. Deci, asta au fost prețurile și condiționalitățile impuse. Ce condiționalități avea să le impună Republicii Moldova? Eu vă asigur că ei revizau regiunea transnistreană și posibil că astăzi noi nu mai discutam despre faptul că în regiunea transnistreană nu știu ce criză sau nu știu ce. Posibil că acolo avea să fie o prezență militară rusă mult mai robustă. Posibil că astăzi aveam, spunem așa, Odessa asediată de contingentul militar rus din regiunea transnistreană. În ce relație ne aflam noi astăzi cu Kiev? Adică e foarte greu acum de speculat. Dar eu de vreau să reformulez întrebarea. De ce autoritățile nu au spus acest lucru? Da. Pentru mine e o mare surpriză. Da, deci pentru mine era absolut clar, de la bun început, că la mijloc, în negocieri, sunt puse condiționalități politice. Pentru mine asta era clar. Și faptul că preponderent țin de regiunea transnistreană. Eu sunt absolut sigur de asta. Faptul că decidenții din președinție, din guvern, au preferat cumva să camufleze acest lucru, să spună... Să nu se dea publicității. Da, da? Să spună că nu, noi am ținut dialogul strict pe latura tehnico-comercială. Păi, fraților, faptul că voi ați încercat să țineți dialogul pe latura strict comercială și tehnică a dus la faptul că prețurile sunt cele care sunt. Eu cred că ar fi
Bine, dar iarăși, asta e părerea mea ca cetățean, nu ca expert în energetică. Deci, din punct de vedere ca cetățean, eu aș fi vrut să cunosc ce condiționalități a solicitat și a propus Federația Care Kremlinul, au fost inclusi acolo, da? Ca Kremlinul, ce au propus ei și ce preț sau ce reducere sau ce concesiuni... Au acceptat partea Moldova. Nu, că nu au acceptat nimic din cât înțeleg eu. Dar ce condiționalități au propus și ce reducere la preț sau ce concesiuni la preț ar fi oferit pentru acele concesiuni. Adică, care e prețul pe care Rusia e gata să plătească din punct de vedere a reducerii prețului la gaz pentru diferite condiționalități. Și atunci am putea spune că cine știe, dacă erau niște condiționalități simbolice, dar nu cred. Nu cred. Problema e mult mai serioasă. Domn Parlicot, dar să admitem că totuși socialiștii au intenție bună că vor să asigure Republica Moldova cu gaze și mai ales la un preț accesibil pentru Republica Moldova. Nu, nu a făcut-o mai anterior? Nu, eu vă întreb, dacă ei zic că sunt patrioții acestui stat, de ce nu merg, nu neapărat să aibă frâile puterii în mână, dar să meargă la Moscova, la Kremlin, cu poclon și să zică: țineți cont de ce se întâmplă astăzi și oferiți statului și cetățenilor acestui stat niște tarife mai omenești pentru consumul de gaze în Moldova. Pentru că agenda Kremlinului în raport cu Republica Moldova nu e despre Dodon sau despre Maia Sandu, e despre malul stâng și malul drept. Despre regiunea găgăuză, poate parțial. Sunt niște repere pe care Federația Rusă le urmărește, indiferent de coloratura politică sau fața sau denumirea partidului și acronimul partidului care promovează una sau alta. Deci, agenda pe termen lung a Federației Rusă, sau agenda Federației Rusă până acum în Republica Moldova era una extrem de simplă. Deci, ei au creat conflictul transnistrian, l-au generat. Și șantajează cu acest dosar Republica Moldova. Și-au impus prezența militară în baza acestui conflict în care au zis că, uite, noi suntem garanții păcii pe acest teritoriu, legiferându-și prezența militară aici sub parțial, așa. Au găsit modelul economic, dacă doriți, gaz gratuit în regiunea transnistreană, pe care creează o iluzie a unei vieți bune în regiunea transnistreană față de Republica Moldova. Însă, dacă o să vă uitați parcursul la 30 de ani, unde e viața mai bună în regiunea transnistreană? Regiunea transnistreană, dacă să uităm pe om, pe cetățean, a beneficiat de un bonus, dacă doriți, de 20.000 de dolari pe cap de locuitor. Numai pe gazul neplătit. Din partea Rusiei. Din partea Rusiei. Dacă duceți-vă regiunea transnistreană și vedeți, ei trăiesc cu 20.000 de dolari pe om mai bine decât noi. Deci, chiar și dacă Federația Rusă a încercat și a încercat să creeze această iluzie de statalitate în stânga Nistrului, turnând acolo bani cu galeata, bun, datoria se calculează la prețul de achiziție a gazului, dar costurile Gazpromului sunt mult mai mici pentru acest gaz. Însă, chiar și în sensul ăsta, nu au reușit. Deci nu au reușit să creeze un model atractiv în stânga Nistrului, în care să zică, băi, pentru cetățenii Republicii Malul Drept, să zică că, băi, noi trăim mai rău, hai să trăim ca dânși. Dar în ultimul timp totuși se pune pe cântar. Cu demnitate sau cu umilință trebuie să negocieze autoritățile statului acest tarif pentru gazele naturale importate din Federația Rusă? Pentru că, iarăși, adversarii politici spun că Maia Sandu ar trebui să meargă cu poclon la liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și să negocieze un tarif mai mic. Pe de altă parte, am reținut declarația pe care o făcea șefa statului și a spus că nu e gata și nu permite, nu admite să fie vândută jumătate de Moldova pentru o iarnă când cetățenii sunt într-un fel nevoiți să achite mai mult pentru gazele rusești. Nu, în sfârșit înseamnă că a spus așa camuflat, voalat, cam care ar fi costurile acestor reduceri la gaze. Asta e o șanță legată. Dar dumneavoastră, dacă ați conduce Republica Moldova, ați merge cu capul plecat la Moscova? Dumneavoastră înțelegeți că
în primul rând, și asta e propriu pentru toată lumea, rușii nu vor respecta moldovenii, nici o autoritate din Republica Moldova, atâta timp când noi asamblăm numai cu șerutul. Nu, asta e clar. Când te duci la dânsă, pur și simplu, să dați-mi, vă rog, ceva. Nu, la cine asta să... Și nu numai Rusia. Dacă noi mergem numai la Bruxelles, numai, hai numai să șerim, hai numai să ne dați. Dacă noi mergem la Washington, hai... Dacă noi mergem la București, hai numai să ne dați. Republica Moldova trebuie să devină un stat care e capabil să se întrețină și pentru oricine cere să aibă ceva care să dea în schimb. Ceva cu care să poți negocia, ceva cu care să poți lucra la condiții, adică cât uși decât proprii, o paritate, da? Ceva. Uh-huh. Da. Deci să mergi cu capul plecat nu e sustenabil. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, deci ca dacă îți vorbim de statutul de relație, așa, pe de o parte. Pe de altă parte, un dialog, eu consider că eu l-aș menține. Deci eu aș menține un dialog, doar că nu are rost să te duci la... Asta știți că... Cine povestea asta? Era o analogie frumoasă. Oamenii când se duc la... Când se căsătoresc, se duc în fața altarului, la preot. Așa? Și preotul întreabă. Tu ești de acord să-l iei de soț? Da, sunt de acord. Tu ești de acord să-l iei de soț? Da, sunt de acord. Adică lămuriți în cine să duci în fața altarului să iei decizia acolo. Deci când te-ai dus în fața altarului, decizia e luată. Deci lumea când se prezintă în fața preotului, decizia e luată. Preotul numai legiferează sau cumva validează. Consfințește. Consfințește această legătură care s-a produs, acest acord care s-a produs înainte. Fix același lucru cu vizita la Moscova. N-are sens să ducă Maia Sandu la Moscova să negocieze cu Putin. Deci negocierile să au loc înainte, să agrează parametrii, deci condițiile. Și după asta prezinți acolo la semnat documente. Dar opoziția oricum va folosi această stare din societate, stare de spirit, și va încerca, va scoate oamenii în stradă, vor face proteste, vor pune presiuni, vor spune că nu sunt capabile autoritățile să aibă în grijă lor toate problemele cu care se confruntă cetățeanul Republicii Moldova, și vor crește nemulțumirile. Unii cred că se urmărește și scopul ca această Moldova guvernare să fie dată jos. Absolut. Ar fi straniu ca de o opoziție să nu vrei să dai jos guvernarea. Asta e natura procesului democratic. Nu mă îngrijorează. Faptul că la noi în spatele opoziției foarte des stau oameni, spunem așa, actuala opoziției, în mare parte, spunem așa, sfătuită. Nu că sfătuită, dar încurajată. E un fel de concentrare a tuturor fugarilor din Republica Moldova, fugari cu dosare. Asta e altă întrebare. Eu nu vreau să transform, dacă sincer, eu nu consider că e corect să spunem că uite, ăștia sunt numai buni și ăștia sunt numai răi și ăștia sunt albi și ăștia sunt negri, ăștia sunt gheavoli, ăștia sunt îngeri. Nu. Însă, dacă ne uităm la calitatea opoziției de azi, acolo... Bun, nu vreau să fac analiză politică. Întrebarea e alta. Întrebarea e că dacă să vorbim strict, spunem, economic și, bun, cu tentă politică, îi, desigur că un dialog cu Federația Rusă ar trebui menținut. El oricum nu poți evita în regiunea asta factorul rusesc. Factorul rusesc este prezent în Ungaria, factorul rusesc este prezent în România. Dar și această invazie rusă în Ucraina din 24 februarie, ea tot influențează într-un fel și dialogul politic moldo-rus. Și aici e al doilea moment. Și aici e al doilea moment la care am vrut să ajung. Pe de o parte, și până în 2014, ca atare până în 2014. În 2014 a fost trecută o linie roșie când Rusia practic a anexat un teritoriu străin. În 2014 Crimea a fost trecută prima linie roșie, pentru că da, chiar și ce s-a întâmplat în Georgia în 2008, Rusia nu a recunoscut independență și nu a anexat teritoriile cele, așa? Dar trecem la politică. Eu vreau să ne menținem pe dimensiunea strict economică. Pentru că din 2014 lucrurile au devenit
cu mult mai complicate. Dacă până atunci țările astea limitrofe, țările din zona, deci din zona asta, Ucraina, Republica Moldova, aceea și România, vă pare că influența rușilor în România e foarte slabă, stați să le știți că acești de influență acolo sunt bine mersi. Deci, dacă zona asta era într-un fel, putea trăi așa, într-o, încercând să balanceze între Occident și Rusia, după 2014 chestia asta a devenit mult mai complicată. Deci deja și unii și alții puneau condiția că băi, ori ești cu noi, ești împotriva noastră. Așa? Condiția venea de la Moscova. Exact, adică ori ești, ori susții, ori nu ne susții. Și atunci, și ești împotriva noastră. Și în special acum, după ce a fost declanșată, spunem așa, de fapt, invazia, că o numesc eu operațiune specială, dar război, efectiv în război, invazia rușilor în Ucraina, Republica Moldova e pus într-o situație extrem de delicată și duală. Pentru că noi suntem, eu când mă uit acum, Germania, care e prima economie din Europa, din Europa. Care e are tot atât de mult dependentă de importul de gaze din Rusia. Și are cu mult mai slabă dependența de Federația Rusă și economic și pe resurse energetice, cu mult mai slabă decât noi, și ei încearcă cumva să aibă un mesaj mai echilibrat și da, pe de o parte, definitiv, deci politic susțin Ucraina, dar încearcă să mențină contactul cu Federația Rusă. Pentru că le trebuie și lor o perioadă de tranziție ca să treacă de la această dependență mare de importul de gaze rusești la alternative. În situația în care ne-am pomenit, avem pe de o parte România, membru NATO, pe altă parte Ucraina, care e în război direct cu Federația Rusă. Noi avem staționate trupe pe teritoriul Republicii Moldova de iure, trupe ruse pe teritoriul în regiunea Transnistreană. Încă de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Noi avem, adică nivelul de interdependență e de așa natură că, repet, eu nu văd o altă soluție pentru o rezolvare pașnică a situației în regiunea Transnistreană și menținerea cumva stabilității militare în zona asta, fără un dialog care să cuprindă atât Moscova, cât și Kievul, cât și Bruxelles și Washington. Haideți să le vorbim celor care ne urmăresc și despre intențiile pe care le au autoritățile Republicii Moldova și deciziile care se iau, s-au luat până la acest moment. Au instituit fondul de reducere a vulnerabilității energetice, da, care va permite acordarea în factura compensațiilor lunare pentru consumul de gaze naturale, energie electrică și energie termică, precum și a unei subvenții pentru înlocuirea electrocasnicelor depășite tehnic, da, și moral cu unele eficiente din punct de vedere energetic. Da. Frumos acum e scris sau și în realitate lucrul deci ăsta acum, e de un real folos? Pentru mine, hai să spunem așa, eu de aici parțial voi comenta ca expert independent, dar pe de altă parte eu am fost implicat într-o parte din procesele astea. Eu știu că guvernul, chiar dacă nu a reușit acum să instituționalizeze, de pildă, un fond care să subvenționeze eficiența energetică la nivelul consumatorilor rezidențiali, eu știu că guvernul face tot posibilul și să încearcă să miște cu viteză ca să creeze acest fond și să reușească să facă primele proiecte pilot și primele proiecte demonstrative deja anul ăsta. Eu știu că acest fond, de pildă, care e legat de sărăcie energetică, care e legat de subvenționarea păturilor vulnerabile, eu știu că se lucrează la chestia asta și se lucrează de mult, se lucrează din decembrie anul trecut. Pentru că începând cu decembrie anul trecut toată lumea înțelegea că modelul în care noi pur și simplu subvenționăm la toată lumea creșterea de tarife pe gaze nu este sustenabil, nu adică da, că nu are acoperire buget pentru asta. Absolut. Respectiv, eu știu că guvernul pe multe din dimisiunile astea se mișcă. Eu cred că s-ar putea spune mai multe pe etape, că uite, noi acum facem asta, acum facem asta, acum facem asta. La nivel de comunicare eu cred că ar putea, este loc de mai bine, dar la nivel de tehnic, de cum e gestionată criza și soluțiile cu care se vine, eu văd multă lume implicată și eu văd mai curând o problemă de, spunem așa, de a coordona
eforturile tuturor celor care doresc să ne ajute. De aici vine UNDP, PNUD-ul, de aici vine Uniunea Europeană, de aici vine USAID-ul, de aici mai vine și BIRD-ul. Toată lumea vrea să participe cumva și toate eforturile astea trebuie cumva să le coordoneze. Trebuie să fie un centru de la capitolul decizii din partea autorităților au obligat Termoelectrica să vireze în fondul de susținere a populației circa 83 milioane de lei, care reprezintă diferența dintre veniturile obținute de la vânzarea energiei electrice și energiei termice și cheltuielile de procesare a păcurii donate anterior de către România. Da, înțeleg. E un pas... Păi cum să vă spun? Deci, înțelegeți... Corect? Termoelectrica, da. Termoelectrica doar păcura care a fost arsă. Deci tariful când e calculat, el nu e calculat cât o păcură e gratuit din rezerva de stat. El e calculat că de parcă tu ai fi ars gaz. Respectiv, dacă tu nu ai ars gazul ăsta, dar ai ars păcura și ai asigurat vânzările de energie electrică și termică din păcură pe care n-ai plătit-o, asta a fost spus guvernul. Băi, pune banii ăștia la loc, că banii ăștia nu s-a tăiat, banii consumatorilor. Pe cât pentru termoelectrica asta, e tot relativ dificil, pentru că ei trec printr-o perioadă în care prețurile la gaz cresc, iar veniturile pe care ei le vor colecta, deci ei acum ard gazul scump, dar veniturile care o să acopere vor fi mici, vor fi mai târziu. Adică nu de moment. Exact, adică este cum la Moldova Gaz este un deficit de casă cu Gazprom, fix așa la Termoelectrica este un deficit de casă cu Moldova Gaz. Respectiv, sunt nuanțe, dar din punct de vedere strict politic, e o decizie firească, că practic păcura asta nu era păcura termoelectrică, era păcura guvernului și guvernul a luat banii ăștia înapoi. Au semnat un acord de împrumut cu BIRD în valoare de 300 milioane euro pentru realizarea proiectului Securitatea Furnizării Gazelor Naturale și în context au scutit Energocom de obligația de a garanta rambursarea împrumutului, oferindu-i facilități fiscale și vamale la importul și livrările de mărfuri. Nu, acolo asta sunt. După mine, lucrurile astea ideal și corect ar fi trebuit trecute mai întâi cu notificare la Consiliul Concurenței pentru ajutor de stat, adică sunt niște chestii care trebuiau să urmeze niște proceduri. Am înțeles. Andrei anunță că urmează să decidă în ședința de joi, 4 august, cu cât se va scumpi tariful la gaz pentru consumatori. Ceea ce se va întâmpla acum în vară, asta e, spunem, pentru consumatorul va simți foarte puțin. Dar dacă ei decid joi, înțeleg, tariful de când intră în vigoare? Deci, Andrei a anunțat deja ședință pe joi? Sau da. Ok, n-am observat asta. Deci, eu cred că ei poate să-l pună și retroactiv de pe data din 1. Da, l-au mai pus, parcă de ieri da. S-a scumpit de luni. Păi da, eu bănuiesc că dacă ei au setat ședința pe joi, înseamnă că au de gând să-l pun în aplicare începând cu data din 1 august. Șeful Moldova Gaz, Vadim Ceban, susține că tarifele la gaz pentru consumatorii casnici pe care urmează să le aprobe Andrei nu vor acoperi cheltuielile companiei pentru achiziția, transportul, dar și distribuția metanului. Mesajul ăsta îl repetă cu regularitate șeful de la Moldova Gaz. Andrei, când stabilește tarifele, reiese din prețul mediu anual al gazului. În prima perioadă, în perioada rece a anului, la începutul anului, prețul de achiziție a gazului era mult mai mic decât e acum. Respectiv, ANRE, stabilind tariful de reieșire din prețul mediu, are un preț mediu mult mai jos decât prețul pe moment. Eu înțeleg despre ce vorbește domnul Ceban, într-adevăr este un deficit de casă. Asta și iată, el zice că neajustarea tarifelor la gaz au dus la devieri financiare de peste 2,5 miliarde de lei. Ei bun, asta eu nu cred că până acum. Dar cum se acoperă această sumă? Se introduce în tarifele următoare. Și iarăși e pe seama cetățeanului pusă această povară financiară. Deci nu există magie. Deci ori banii ăștia îi achită consumatorul, ori banii ăștia îi achită bugetul. Până la urmă le plătește tot cetățeanul. Numai că cetățeanul poate să le plătească prin tarife sau cetățeanul poate să le plătească prin taxă. El poate să aleagă cum le plătește. Vrei să le plătească prin taxă, vrei să le plătești prin tarife. S-a întârziat cu acel audit pe care l-au promis autoritățile. Da? Lucrul ăsta e în defavoarea Republicii Moldova. Eu
Bun, nu știu pe cât e în defavoare. Eu cred că, din punct de vedere juridic, desigur că asta a dat Gazpromului posibilitatea juridică, deci, de a rezilia cu acest contract, care eu nu exclud că Gazpromul va face uz de această posibilitate în luna septembrie sau începând cu luna octombrie. Și ce înseamnă rezilierea contractului? Asta înseamnă că Gazprom renunță sau refuză să livreze la condițiile precedente gaz, eu cred că din octombrie. Și autoritățile trebuie să renegocieze un alt acord sau ce trebuie să facă? Oare să renegocieze cu Gazprom, dar există riscul, dacă Gazpromul reziliază acest contract cu Moldova Gaz, există riscul pentru Federația Rusă în legătură cu regiunea transnistreană. Dacă cei din de la Moldova Gaz sau Energocomu, spre exemplu, va încheia un contract de livrare a gazelor cu altcineva, cu alt furnizor, atunci eu vă asigur că nimeni nu va livra gratuit în stânga Nistrului. Și că acolo se va începe scenariul despre care am vorbit noi. Iar acest scenariu, eu cred că trebuie evitat, deci cât putem să facem. În primul rând, trebuie să ne pregătim, deci cu cât suntem mai pregătiți de scenariul unei crize din umanitare în stânga Nistrului, cu atât e mai mică șansa că această criză va avea loc. Dar cum trebuie să fie această pregătire? În ce constă ea? Să facem demersurile la instituțiile umanitare internaționale, să fie pregătite de intervenții rapide în caz de ceva, să fie făcut bugetul, să fie clar aproximativ unde, dacă se pornește valul de refugiați din stânga Nistrului sau dacă se pornește o catastrofă umanitară în partea aceea, cum noi asta, unde îi luăm, și îi hrănim, unde îi cazăm, de unde îi plătim căldura pentru dânsi, etc. Și dacă noi scenariul ăsta îl vom avea, atunci eu cred că cei din Federația Rusă vor fi mult mai, să-i spunem așa, cooperanți, da, pentru că dacă ei știu că noi nu avem o soluție și declanșând o criză umanitară în stânga Nistrului, pot pune presiuni și mai mari ca absolut, să compromită absolut, autoritățile. Absolut. Iar dacă în știu că autoritățile știu că noi avem au scenariu B și C, și atunci ei vor fi mai indulgenți, credeți dumneavoastră. Absolut, pentru că mai departe, repet, dacă noi suntem gata de un asemenea scenariu, nici măcar nu Republica Moldova va declanșa criză. Criza poate fi declanșată de Ucraina, unilateral. Și atunci, cei din regiunea transnistreană rămân la... Păi și știi, cum spune bunica. Situația e grea, situația e rea, dar e și o lecție pentru Republica Moldova pe care trebuie nu doar să-și o scrie, dar să o însușească? Pe de o parte, da. Deși eu acum încerc să mă uit puțin mai larg. Înțelegeți, Republica Moldova, cât nu ne-ar fi părut nou că noi suntem suverani, independenți, nu știu ce, deci capacitatea noastră economică, capacitatea noastră militară, de tot soiul, statalitatea noastră este extrem de slabă, extrem de slabă. Și în aceste condiții, să mizez pe faptul că, uite, dacă noi ceva făceam sau schimbam, că noi, uite, am fi putut astăzi să impunem, nu știu, rușilor agenda noastră, este, spunem așa... Stimbeți cu apă rece. E puțin probabil. Asta trebuia, într-adevăr, în anii 90, cum au făcut toți, spre exemplu, Pribaltica, a luat decizia că, uite, noi mergem cu Occidentul, noi... terminăm toată povestea cu CSI-ul și cu nu știu ce. Deci, România. România din anii 90 acolo s-au perindat mai multe partide la guvernare, mai puțin prorusă, mai prorusă, dar consensul național era că România păstrează vectorul occidental. Eurointegrării. Da, și atunci au mers stabil 30 de ani de zile în aceeași direcție și acum dependența lor de Federația Rusă e mult mai mică. În cazul nostru, că noi am încercat timp de 30 de ani de zile să facem tot felul de echilibristică de asta, exerciții de balansare între est și vest, care au devenit aproape imposibile sau au devenit foarte dificile din 2014 și aproape imposibile după 2022, după 24 februarie, sigur că acum noi suntem în situația când ne vin facturile pentru echilibristica asta.
Mulțumim foarte mult pentru aceste explicații. Vă mai așteptăm. Amintim celor care ne-au urmărit. Oaspetele Vocei Basarabiei a fost domnul Victor Pardecov, fost șef al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii aici la Vocea Basarabiei, vocea care ne unește.